you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți zi de zi, pentru mesajele voastre, pentru feedback-ul vostru, pentru absolut tot. Sunteți minunați! Bun, haideți să vedem cum arată Bitcoin-ul și la ce ar trebui să ne așteptăm în următoarea perioadă. Din punctul meu de vedere, tot spun că urmează o corecție, da? Iar ca și target, da, dacă ne uităm pe monthly, da, eu cred că ar trebui să meargă undeva spre 23.300, cam aici ar fi targetul meu până la sfârșitul lunii aprilie, da? Poate și mai jos un pic, dar cam aici ar trebui să oprească. Bun, și haideți să vă spun de ce cred eu acest lucru. În primul rând, da, am rupt acest suport de la 29.000 și am revenit înapoi să-l testăm. Da? Gândiți-vă că în 90% din cazuri, da, probabilitatea să rupă din prima acest suport este infimă. Da? Adică cam 10% sunt cazuri să rupă și atunci poate fake. Dar ca să rupă direct, niciun caz. Știu că foarte mulți poate v-ați dori, dar e posibil, da? E posibil. Exact cum am atins 60.000 și a venit corecția, la fel e posibil ca de aici să ne ducem înapoi cel puțin la 23, dacă nu, poate și înapoi la 16. Da? Adică vreau să țineți cont, da? Primul suport este 23. Da? Și haideți să vă spun de ce cred că ăsta e primul suport, pentru că pe monthly, da, vorbim pe lumânare de o lună, am avut rezistență, iarăși rezistență, a rupt rezistența și nici măcar n-a venit o singură dată să o testeze, să o ia suport. De asta cred că va fi atins mai devreme sau mai târziu. Bun, haideți să mergem pe weekly. Pe weekly observăm că avem acest trend, da? Și totodată toate lumânările sunt în doji, adică incertitudine. Practic, ce încearcă să fac? Încearcă, gândiți-vă psihologic, în spatele fiecărui lumânări, da? Este ceva sau se întâmplă ceva sau ne tipărește ceva. Și uitați-vă cum arată aceste lumânări. Deci, practic, nu fac altceva decât să acumuleze exact cum a făcut aici. Uitați-vă câte săptămâni am stat aici, da? Unde toată lumea aștepta o direcție. Și bineînțeles, dacă nu aștepta să confirme și intrați de aici short sau de aici long, puteți să fiți expuși riscului. Da? Cum la fel și aici, indiferent ce direcție aveți, ați alege, dacă nu este direcția bună, o să fiți expuși riscului, adică sunt șanse să pierdeți. Da? Și în momentul de față asta face, acumulează și apoi o să rupă clar într-o direcție. Da? Hai să mergem pe un time frame și mai mic, mergem pe daily, observăm cum avem aici un maxim, da? Adică unde a testat prima lumânare după ce a rupt această rezistență și de aici nu am avut nicio lumânare închisă peste acest punct, da? Niciuna. Doar au fost, au testat, dar nu s-a închis niciuna. Totodată, acum și-a găsit un range. Da? Observați, suportul de aici este ținut. Deci, practic, stă și acumulează în acest range. Da? Se pregătește să aleagă o direcție. Eu, în momentul de față, cred că o să facă un fake în partea de sus. Încă o dată, da? Gândiți-vă că tot ce vedeți aici sunt numai fake-uri. Încă o dată și apoi o să cadă. Da. Probabilitatea, cel puțin primul target este 26.600, apoi următorul 0.3 Fibonacci, 25.500, 0.5.24.300 și 0.6.23.300. Cam aici e posibil să reacționeze din 0.6
și vedem dacă are putere să întoarcă înapoi, să urce, dacă nu, să meargă și mai jos. Vedem, da? Important e să așteptăm să vedem fiecare nivel cum reacționează, da? Bun. Vreau să mai arăt ceva pe un time frame mai mic, da? Chiar dacă suportul a fost ținut, da? Oricând, da, vedeți că nu mai sunt mișcări mari, au început să fie mișcări mici, da? Adică ușor, ușor, ușor se pregătește și totodată cât de curând, da, sunt șanse să rupă, adică posibil săptămâna asta, adică până astăzi, mâine, da? O să ne uităm un pic și pe ES100. Ce crede că va face în următoarea perioadă ES100? Da? Cred că e posibil să meargă să testeze 13.174. Sunt într-un long pe această poziție, da? Pe acest asset. Cred că sunt șanse să testeze cel puțin 13.174, dacă nu 13.200. Da? Haideți să ne uităm și la EURUSD. EURUSD se pare că o să vină iar să testeze suportul la 1.08. Dacă îl ține, da, o să reacționeze și o să întoarcă. Dacă îl rupe, o să meargă la 1.08, la următorul suport. Bun, revenim înapoi la Bitcoin. Foarte important, da, este să fiți atenți la 27.763 și 28.396, da. Gândiți-vă că și dacă e să rupă suportul, nu o să-l rupă din prima. Da? Adică în ce sens? Nu o să-l vedeți că pleacă direct. Nu. Probabil o să fie un fake în partea de sus, să ia lichiditatea de aici, da? Și să dea impresia la oameni că o să urce și apoi să cadă brusc. De ce? Păi așa a făcut mereu și așa face mereu, pentru că interesul este să le ia banii la toți. Și la cei care sunt long și la cei care sunt short. Și cum? Prima dată lichidând longurile, da? Sau lichidând shorturile, apoi lichidând longurile și apoi se duce în direcția în care trebuie să ducă. Dar mai întâi încearcă să scoată cât mai mulți oameni din piață și să profite de mișcările pieții sau de mișcările create de ei, mai exact. Da? Bun, în principiu cam atât. Astăzi o să am o întâlnire cu comunitatea Școala de Trading, da? O să fac și câteva filmulețe și o să le postez pe YouTube să vedeți cam ce facem noi și ce învățăm, da? În această comunitate. Totodată vreau să înțelegeți că în ultima perioadă m-am focusat foarte mult pe educația, da? Oamenilor, de a înțelege cât mai clar ce se întâmplă în spate și de a nu mai fi prinși în situații urâte. Da? Credeți-mă că e nevoie de timp ca să înțelegeți și să ajungeți să vedeți lucrurile din ce în ce mai clar. Greșeli sunt tot timpul și facem tot timpul, că asta e viața, n-ai cum să nu greșești. Da? E foarte greu să ajungi să vezi lucrurile clar și totodată să ți se întipărească încât să nu te mai lași surprins de potențialele pericole, da? Și la un moment dat, credeți-mă că o să le învățați, dar necesită timp. Dar dacă vă dedicați din timpul vostru ca să înțelegeți cum stau lucrurile și cum să fiți sau să faceți parte din cei 5% care văd lucrurile altfel, credeți-mă că merită, merită numai pentru simplu fapt că nu mai depinzi de nimeni și poți să faci ce vrei când vrei. Adică lucrul ăsta este cel mai important. Și nu uitați, cel mai important este să visezi, să ai încredere în tine că vei reuși și să nu renunți niciodată. Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!